de 8 ani a mers împreună cu tatăl lui la cursurile de înot ce aveau loc la un bazin ce aparținea primăriei dintr-o localitate din Bihor. Copilul a intrat în apă, iar la scurt timp a spus că se simte rău. A fost scos conștient din bazinul de înot, însă imediat copilul nu a mai reacționat. Imediat a fost acolo adus o echipă de medici, l-au resuscitat mai bine de o oră, însă copilul a decedat. La fața locului au venit de altfel și procurorii, dar și polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și procurorii au deschis o anchetă în acest caz, așteaptă acum rezultatul necropsiei, urmând să se stabilească care este cauza decesului în acest caz.